Bună ziua! Astăzi vom discuta despre trunchiul cerebral după anatomia de la Behrens. Trunchiul cerebral este component important al encefalului, al sistemului nervos central și este format din trei segmente, bulbul rachidian sau măduva prelungită sau medula oblongată, medula oblongată însemnând chiar măduva prelungită, apoi avem puntea lui Varolio la mijloc și mezencefalul în partea superioară. Bulbul rachidian, însemnând o dilatare a măduvei spinării, putem înțelege că în continuarea măduvei spinării, la nivelul foramen magnum, avem bulbul rachidian. El este mai dilatat, el primește informații de la măduva spinării, le integrează, le transmite mai departe către cerebel, către talamus, către scoarța cerebrală. Conține tot felul de centri nervoși care reglează activitatea cardiovasculară, prin vasoconstricție reglează presiunea sângelui, frecvența respiratorie, diferite activități involuntare, mă gândesc la reflexe de tip somatic, cum ar fi tusea, cum ar fi deglutiția, voma. De asemenea, toate fibrele care ajung la scoarța cerebrală sau la cerebel trec prin bulb, toate fibrele care coboară cu comenzi de la scoarța cerebrală sau de la cerebel trec prin bulbul rachidian, deci înțelegem importanța deosebită a bulbului rachidian, a măduvei prelungite. În partea inferioară a bulbului, o parte din tracturile corticospinale se încrucișează, formând decusația piramidală, care constituie partea delimitarea inferioară a bulbului, deci decusația piramidală sau încrucișarea tracturilor corticospinale și astfel emisfera din partea stângă va controla mișcările de pe partea dreapta a corpului și invers, cele de pe partea, emisfera de pe partea dreapta a corpului va controla mișcările de pe partea stângă, de pe partea contralaterală. Puntea lui Varolio este o proeminență, se află în continuarea bulbului rachidian, vedem aici un șanț bulbopontin între bulb și punte. La nivelul ei avem artera bazilară care se află într-un fel de șanț median anterior. Avem originea aparentă a unor nervi cranieni. Puntea comunică prin peduncul cerebelos și mijlocii cu cerebelul. Ea are funcție de releu, de stație sinaptică între medula oblongată, între bulbul rachidian și părțile superioare ale creierului. De asemenea, prin punte vor trece fascicule de tip cortico-ponto-cerebelos, deci avem o legătură, face o legătură între comenzile emisferilor cerebrale și cerebel. Mezencefalul, partea superioară a trunchiului cerebral, și el are funcție de releu de stație sinaptică. Pe aici trec semnale senzitive de la măduva spinării, aceste fibre se duc către talamus și către scoarța cerebrală. De asemenea, vor trece semnale motorii de la cortexul cerebral, pe partea posterioară a mezencefalului identificăm formațiuni de substanță cenușie care sunt coliculi vadigemen sau tectum. Cei superiori sunt legați de simțul vizual, de analizatorul vizual și au reflex oculocefalogir, oculocefalocap, girer în franceză, astea răsucii care determină întoarcerea capului corpului în direcția unui stimul vizual. Iar în coliculic vadigemen inferior, aceștia sunt legați de auditiv, se închid în acești coliculi inferiori reflexe acustico-cefalogire, acustico-auz, cefalocap, girările astea răsucii, deci care determină o întoarcere a capului, o mișcare a capului, a corpului legată de stimul de tip auditiv. În zona medulei oblongata avem o formație reticulată, substanță reticulată, neuroni dispuși în rețea, anastomozați, uniți într-o rețea.
aceasta se numește formație reticulată și se continuă în bulb și punte, și această formație reticulată primește tot felul de colaterale și are rol în conducerea nespecifică a diferitor informații, activează cortexul la primirea impulsurilor la primirea impulsurilor senzoriale și pregătește cortexul pentru o ierarhizare a acestor impulsuri, pentru a le face o selecție, stimulează procesele cognitive, intervine în reacția de trezire și la rândul ei scoarța va stimula această formație reticulată, se face un fel de circuit cortico reticulo-cortical prin care scoarța cerebrală își auto-întreține tonusul, atenția, starea de atenție. Aceasta a fost lecția despre trunchiul cerebral cu elementele după anatomia lui Behrens. În acest desen vedem mult mai multe elemente, așa cum l-am învățat la liceu. Unele formațiuni le continuă pe cele de la măduva spinării. Observăm că substanța albă predomină la exterior, substanța cenușie la interior, sub formă de nuclei pentru nervii cranieni, și pe fața posterioară avem substanță cenușie pe fața posterioară a mezencefalului sub formă de coliculi vadrigemeni. În speranța că v-a fost de folos, vă urez o zi frumoasă și nu uitați să vă abonați. La revedere!